cruce, în orice răscruce-i găsesc. Ei mișună într-una, dar viața tot una trăiesc. La masa cea verde, jucând, ei vor pierde oricând. Și n-au niciodată, iar viața le este, iar viața le este, iar viața le este uscată ca pielea. Doar cârciul mai strânge, doar cârciul mai strânge, doar cârciul mai strânge și viața l-o plânge în comun. Ei pierd din plecare, ei pierd din plecare, ei pierd din plecare și nu au scăpare nicicum. Păguboșii sunt oriunde, pe întregul pământ răspândiți. Păguboșii n-au de unde să-l mai dea și atunci sunt fericiți. Ia uite-mă, ia uite cât... Bă, băieți! Da, da, hai să gata, nu mai spune! Mă șterge, mă, rafturile astea, mă, pune-și tu mâna! Mișcă! Mișcă! Da, știu, păcuțele, să trăiți, patrone! Ia uite-l! Ai noroc! Aaa, să trăiți? Luați loc, domnule comisar șef! Salutare, măi, Teofile, măi! Trăiți, trăiți! Nu o să stau mult. Eram așa, întreacă-ți. Da. Auzi? Da. Păi, dă și mie un coniac, a? O, se face cum să nu. Ia, dă-te un coniac! Gata, vine acolo, gata! Cum mai merge? Mulțumesc, domnul șef, cum să meargă? Uite așa, bine. Hai, mă, coniacul ăla! Să trăiți, domn comisar! Se răstă, mai repede! Frumoasă seara! Da, da, foarte frumoasă, domn comisar, da sărac! Nu te plâng eu pe tine, Teofile, Teofile. De unde dai, de acolo-ți dă Dumnezeu. Da, da. Așa ai spus toată viața, așa să faci. Auzi? Da. Mai trec eu. Treci? Bă, băieți, mai pune mâna pe mășcula aia. Acum intrienții. Hei, salut! O, da, hai, zile! Nu mai faci un ziar de alea? Ia uite mă, ia aici niște conuți. Lasă-mă că de jos am pornit și eu. Dar la ce-ți trebuie ție mă șarpe ziar? Băi, ca să mă cultiv, mă broască. De ce crezi? Un om fără cultură e ca paharul fără băutură, băi. Hai că am brodit-o. Ai văzut? Scrie de Florica Florescu, ia uite. Mare om, bă, nu ca noi. Spărgător, nu glumă. Da, te cred. Dar ce caramangiu ca noi? Ăsta când dă o lovitură, regele gurilor de lup, ia uite, așa îi spune aici la gazetă. A fost și la Paris, bă. Meserie grea, om umblat. Pii, bă, șarpe, bă. Dar tu când și unde ai învățat să citești, bă? Eu am făcut școală la maici, patroane. Eu, bă, ce-ai făcut, mă? Pansionul la mănăstire la maici, la Ciorogârla. Am crescut și eu printre ele. Asta cred că m-a tras aici. Printre îngeri mă simt ca la mine acasă. Și n-ai furat de la maici niciodată? Eu? De la maici? Doamne, iartă-mă, niciodată, cu toate că aș fi avut eu ce m-a înglit. Dar de la pop? De la pop, da. Ia uitați-vă la ceasul ăsta. Roșin cu 3 capaci și 30 de rubine. Bravo, bă, băieți, bravo. Ia uite, uite aici. Și tabachera asta, aur, masiv. Dar știu că n-ați stat degeaba azi. Ia. Hai, scoate, scoate. Hai, de fi mai darnic. Gata, 10 sutare pe amândouă, vă fac socotele imediat. Hai, nu facem mânglitorul cu noi, că nu se înghite. Patroane, patroane, pe 10 sutare nu-ți dau nici zarele de la lanț. Dar voi cât vreți, Păi ce-ați, mă? Scapă-mă de el cu vreo 12, a? Ce face? Haide, domne! Era frică! Vreți să mă sărăciți pe mine? Mai e vorbă, vai de cozonacul tău! Ce, Dubrovsca? O, eu ce? Eu ce? Cât dracu pentru pe tinica mai am? Eu îți dau o tinică și tu îmi dai hârtie. 30 pentru tine. Sunteți bun de spânzurat. Și tu depus la icoană. Ia vezi, învelește-i bine și pune-i la păstrare. Așa. Ia să vedem. Să mai ștergem din datorii. Așa, așa. Asta-i ciudat. Ce, mă? Noi dăm și tot noi rămânem datori. Da, mă? 5 pe 28. Broasca! Bă, tu ți iei sau ți păstrezi? Pune-i bine, spune. Asta e, mă, m-am băgat slugă la hoț, așa-mi trebuie, sărac de mine. Sărac de măta. Te-a rugat cineva, domnule. Te-a rugat cineva. Mai scurge și tu butoiul ăla. Fără altă maș nu merge, nu? Merge, merge, dar nu curge. Hai, hai. Băiețe! Da, da. Ia mai doar rămâi niște prin vezi dacă mai curge ceva pe acolo. Da, nene, acuși. Hai, mă, mai repede. Da, nene, da. Hai, bagă aici, la bătrânul. Noroc, să trăiești. Noroc. Hai, la mai mare, doamne. Ia uite, bă, frate, 11:30 și Angelica nu vine. Da. Vine, Ana, avea grijă. Lasă că am ajuns să vă dedecesc pe toți. Bă, dar voi pe unde ați umblat, că nu mi-ați spus? Șarpe, pe unde ai lucrat tu azi? În tramvai. Colentina Dudeș, Cioplea, Rahovei, Abator, Pache. Cursă mare, nu glumă, mă. Și tu, Broască? Poșta, telegrame și mandate. Dar nu mai merge, că m-au cam luat la ochi. Las că am eu ceva foarte important pentru voi. Nu, 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 vă spun, dar numai după ce vine și Angelica. Important, sigur. Când e vorba de pontul tău, totul este foarte important. Mă, parcă aș face-o numai pentru mine, mă. Auzi, îi se rupe inima de noi, bă, Broască. Îi se rupe inima de noi. Ia stați puțin, mă, ce v-am nedreptățit eu vreodată pe voi? Vezi? Asta e ciudat, că nu ne-ai nedreptățit niciodată. Păi... Măcar că tu câștigi și noi muncim. Mă rog. Și de ciuguli, sigur că ne ciugulești, dar ne ciugulești. Și fratii tu, cineva, să tot neamul vostru care trăiți de pe urma noastră. De-aș fi fost eu Dumnezeu, făceam lumea cum vreau eu. După ofurile mele, numai cârcium și cișmele. Numai cârcium și cișmele. Cârciuma cu buțuioacă, dracu pragu să nu-i treacă. Iar de-o fi să-i fie sete, doar cu apă să se îmbete. Doar cu apă să se îmbete. Frica lui, frica Dumnezeului, după buna lui dreptate încerc să le împac pe toate. Cârciuma să țină pasul cu molanul și colbasul, iar cișmeaua să ne spele de păcate și de rele. De păcate și de rele. De-aș fi fost eu Dumnezeu, făceam lumea cum vream eu. După ofurile mele, numai cârcium și cișmele. Numai cârcium și cișmele. Frica lui, frica Dumnezeului, după buna lui dreptate. de toate. Și botez cu apă vinul, să nu se îmbete creștinul. Bună! Unde umblași fă până la asta? Parcă tu nu știi. Tu aștept să vin să culeg de prin gunoaie? Ia uite cum te îmbrăcă Pațachina. Hai, să nu mă faci tu pe mine Pațachina, că știi? Ia parașutul, ia ridică pusă, ia ridică de sătibă. Scoate șartia, scoate șartiera. Opa, ia scoate și pantofii. Haide! Na, ce mai vrei și mi-ai deranjat și funda. Ia uite mă, fată deșteaptă în pantof, nu pune bani să n-o roadă. Hai, patroane, las-o baltă, că tot ție ți dau. Fă! Tu pe mine să nu mă furcă cu șia! Muști mâna care te mângâie, ai! Scoate tot pe dos și te scutur ca pe un sac! Percheziție corporală, nu-i rău! Companii mei! Lasă că scap eu de tine, cotoi bătrân! Tot timpul sunt plină de vânătăi și stau și cu frică de parcă aș fi omorât pe cineva! Ultimul ban mi-l ia! Și eu ce fac? Tac! Așa e, are dreptate. Sunt o târâtură, asta sunt. Hai, omoară-mă, da! Hai, omoară-mă! Gata, las-o baltă! Cum o să te omor, mă? Mie mama mi-a zis, pe mie să nu atingi nici cu o floare. Numai cu palma. Hai, vino la teta! Tu exiști pentru că vreau eu! Îți plătesc din nimicul meu. Știu eu ce mi-ai dat. Niște vitriol. Viața e ca un carambol. E viața mea un carambol. Tot ce câștig pierd în amor, în fericire la minut, cum am văzut în filmul mut. E viața mea un carambol. Îmi plâng de milă în zadar, că idealul meu a prins un felinar. Unii dau chiar atunci când n-au, alții într-una cu japca iau. Să trăiesc eu vând dragostea de un pol. Viața e ca un carambol. Poate este un Dumnezeu. Lasă-o baltă dacă-ți spun eu. Și dreptatea mea. Viselor, parol. Viața e ca un carambol. E viața mea un carambol, însă așa e în amor. Mereu există un păcat, și mai frumos și mai bogat. E viața mea un carambol, dar gustul ei este amar, căci idealul meu a prins un felinar. Ca un șarpe e un stregor. Să fii broască nu e ușor. Supraviețuim destul de nasol. Viața e un carambol. El dă fiindcă nu mă ajung la faimică, iar mațul lung. Să trăiești ușor, îmi plătești obol. Viața e ca un carambol. Iar puteam ar veni de hack, îi plătesc și atunci îi tac, fiindcă șeful e șef, chiar și nămol. Viața e ca un carambol. Eu în cârciumă m-am născut, nu-i nevoie să spun mai mult. Jocul peste tot pune monopol. Viața e ca un carambol. E viața face un carambol. Iubirile se nasc și mor și nu le află nimenea, nici la doi pași în mahala. E viața noastră un carambol. Masa de joc e un cozoar, iar idealul nostru a prins un felinar. E viața noastră un carambol. Iubirile se nasc și mor și nu le află nimenea, nici la doi pași în mahala. E viața noastră un carambol. Masa de joc e un cozoar, iar idealul nostru a prins un felinar. Poate este un Dumnezeu. Lasă-o baltă dacă-ți spun eu. Dar nu pot trăi cu stomacul gol. Cu stomacul gol. Duce, se duce, sărăcuța, să odihnească, că am muncit azi noapte. Noroc, băieții! Bine că ai venit! Ce-zi? Jos laba, că știu să mergi și singură. Noroc, mă, Angelica. Ce-ai mai găbjit? Un splendid lănțișor de aur. Mai bine ți-l dădeam ție. Mă, să fii al dracu, dar ce-ai tu cu mine, mă, șarpe? Nu știi tu că eu am boală la tine? Hai, Zexe! Și tu... Tu nu spui nimic, Broscoe? Cum i-a mers Broscoiului meu azi? Bine, bine, mă, Angelica, te așteptam. Da, te așteptam. Bă, eu nu mă așteptam. Să mor eu, că nu mă așteptam. Dar ce-ai făcut? Ce s-a întâmplat? Un domn, bă, un boier, dar știți, parfum, nu așa un terchea-berchea de-asta. S-a dat la mine. Da? Și mi-a spus că-i plac și vrea să mă ia cu el. Ha! Și atât de frumos. Și are un baston cu mâneri de aur și o mustață ca mătasa porumbului, mă. Bă, am mirosit eu odată când m-am dus la țară mătasea porumbului arsă. Așa miroase, mă, miroase foarte frumos. Să văd care pe care, uite așa. Bă, nu mă așteptam, să mor eu dacă mă așteptam. Zice că moare după mine și că vrea să mă ia de nevastă. Ia-sta-ți, bă, ia-sta-ți, cine-i mătasa porumbul ăsta, bă, n-are nume? Habar n-am, dar are brazon pe haine, brazon, mă! A venit la mine acasă și spune că-i place, ia mă, îi place tot ce vede la mine. Chiar tot? E, chiar tot! Știi, broască, iepurele ăla pe care l-am făcut din petice asta iarnă? Da! E, ăla... Zicea că vrea să-l aibă la el acasă. I l-am dat. Mie mi-a adus noroc. Și ligheanul de tabla a zis că-i place, mă. I l-am dat și pe ăla. O fi un pezeveng, mă, și cum ești tu zăpăcită? Pezeveng ești tu. Un pezeven cu baston cu cap de aur, și cu brazon. Lasă-mă, Angelico, că știm noi pe domnii ăștia cu blazon, nu brazon, care vând și fură carne vie. Blazonul o fi adevărat, nu zic nu, dar carnea pe ei e putredă. De-aia sunt fericiți când dau peste proaste ca tine. Așa. Sunteți voi, mă, sunteți voi proști. Ah, ce cald îmi e. Cât îți mai sunt datoare, Teofile? Oprește-ți banii, na? Văleu, ce de bani ai! El ți-a dat... Ori-i totuși la stânga, a? Ce bă, sunteți năuci? Păi cum puteam eu să mă înglesc atâția bani? Ori fi avut și tu, zi mai bună astăzi! Aha, ziua bună a fost pentru tine, că ia uite, îți plătesc tot! Bravo, Angelico, la mai mare! Broasca mea iubită, dacă-ți trebuie să-mi ceri, că te împrumută mama. Mulțumesc, mă, Angelica, n-am nevoie. Bine, dar când o-i vrea să-mi ceri, da? Dar ce fă tu, ai depozit? Ori ai găsit cloșca pe ouă. N-ai să afli, neică, baftă ca mea, cel ce mă iubește este cineva. E frumos de pică sau de treflă chiar, cu baston de aur și de chihlimbar. De-ați vedea odată mustăcioara lui, parcă ar fi mătasa porumbelului. Găsit la mine, știe Dumnezeu, dar mă vrea nevastă și îl vreau și eu. Moare după mine, dar nu-i vina mea și îmi este bine să îl știu așa. De-ați vedea odată mustăcioara lui, parcă-ar fi mătasa porumbelului. N-ai să afli, neică, baftă ca mea, cel ce mă iubește cineva. Mi-a spus că vine aici mâine și mă ia cu el. Bine că ți-a dat colobanii. Dacă zici că ți-a dat el... Ce, mă, ce? Nu credeți că o să vină? O să-l vedeți, bă, o să-l vedeți. Uite, atâta o să vă holbați ochii și nu o să credeți. O să-i holbăm ca să-l vedem și el degeaba ne-am canci. Bă, sunt sigură că o să vie. Bei, vedeți? Asta e ciudat. Ce? Că o să vie. Nu-i așa că o să vie. Hai, spune-le tu, că tu ești un om, mă, Brasco, nu ca ei. Nu-i nevoie să mă sărăți, Angelico, pentru asta, că el tot o să vie. Numai să fie cum crezi tu. Gata, băi, gata. Gata cu distracția așa cu la treabă, băieți, că-i târziu. Ia, am o întrebare. Angelico, tu... Mă, tu mai vrei să lucrezi cu noi sau acu că de ești, doamne? Ce crezi, mă, că sunt eu vreo marța foaică de aia? Nu știu, n-am văzut nici pe acolo, n-am trecut. Adică ce, acum am ajuns, vrei să spui și gata? Nu-și, domnule, de aici. Când mă-i mărita, e altă vorbă. Bun. Atunci o să fiu cocoană. Dar voi tot prietenii mei rămâneți, mă, să știți. Bun, bravo, Angelico, bravo. Știam eu că ești fată de treabă. Acu gata, gata! Ia! Ochii cât sarmaua la mine aici! Bă, voi sunteți în stare să dați o lovitură mare, mă? Așa, ca Florica Florescu, mă? Cum nu, patroane? Bun! Atunci fiți atenți la mine aici. Aici, asta, așa, e o vilă. Vila, mă! Așa. Asta e vila lui Limănescu, deputatul. E în parcul ăla, nu, de la șosea Starea Garibaldi numărul 5. Știu. Bun, stop! Acolo, un singur vardist în tot cartierul, n-ai treabă. Intrarea aici, uite, după colț, o vezi? Nu o poartă principală cu zid. Pe aici nu-i bine, mă! Dar mai încolo, cum mergi la stânga, e un stâlp de telegraf, l-am mânjit eu cu vopsea galbenă, două rotocoale. Perfect. Ne-a lămurit? Zi, da. Bun! În dreptul stâlpului e o portiță de sârmă împletită. Sar păstă ea, nu are niciun metru. Și ești pe alea de trandafir din dosul casei. Stai, dar câini... Numai doi. Aoleu! Stai, mă, un lup! La poarta din față, cu se ușor. Când trece, arunci o bucățică de carne și gata. Hap, cu ăla din grădină e mai greu. Trebuie să-l faci să vină la gardă. Acum... Boierul nu se culcă niciodată mai devreme de 2, 2:30. Așa că voi atacați pe la 3. 3, bă, când e somnul ăla mai dulce. Uite, Broasca, ține planul casei. Hai, zi mai departe că mă uit eu pe el. Împart aici de jos. Ăsta-i birou. Banii îi ține într-un săltar la stânga. Stânga, bă, acolo. Acolo e un raft de jos, înțelegi? Cu cheile în el. Dar tu, oricum, îți iei și trusa de chei. Sigur, patroane. Bun. În birou e o casetă, bă. Mică, de aluminiu. Asta-i tot. Acum, ce mai vedeți voi până în casă, treaba voastră? Intrarea, cum e intrarea? Citiștior, nu vezi? Speciale, tata, măi, pe unde-i mai strâmt? Sistemul simplu, ce dracu, coșul. Are cămin în hol. Mă rog, dacă nu încap, folosește-și tu diamantul ăla, că tot îl ții degeaba. Fereastra a doua dinspre alee n-are gratii. Angelico, tu sari odată cu ele în grădină, ești ascuns între flori. Tu, șarpe? Da. Tu stai afară pe stradă. Așa. Dai târcoalei casei. Bă, cum vezi o lumină, ori auzi ceva? Știu. Dau semnalul. Acum norocul nostru ar fi ca domnul să nu fie acasă. Mă rog, sau să nu fi venit încă, știi? Da, nevastă să... N-are, mă, n-are. E despărțit de, mă rog, nici o bătaie de cap în chestia asta. Perfect. Auzi, vezi dacă eu fi rămas ceva mișto de la ea, vreo brățară, ceva să o iei pentru mine, Broască. S-a făcut. Vreau să fiu gătită, că m-o întâlni omul meu. Bă, fată, bă, ascultă aici, bă! Cu gândul în două părți, să știi că nu e să bine. Lasă-mă, n-avea tu grijă. Bă, eu ți-am spus ca să știi. Ne-am înțeles? Da. Așa. Garibaldi numărul 5, lucrați cum trebuie, calm, sigur și... fără scandal. Asta e... Hai să vă cu patroane. Hai, noroc, patroane. Băi, vedeți? Asta e ciudat. Ce? Că tu, care mâine poate o să fii o cocoană, nevasta unui om bogat, în rând cu toată lumea, nu ca noi ăștia, care nu avem niciun căpătâi. O să te duci și să o mierlești astăzi în prospargere. Doamne ferește! Dă-ți peste gura! De ce să o mierlească, bă? Ce vorbea asta, hai? Știu și eu, sigur că nu o să moară. Dar s-ar putea? Pune-n cazul. Ce nu se poate? Ce se pune în cazul, mă? Da, să-mi de așa. Da, chiar așa. Ce... nu se poate? Da, mai slăbește-mă, mă, cu astea, filozofiile astea ale tale. Filozofii... Ce e drept când mori sărac? Ce e drept când mor sărac? Și cum n-ai un sfanț la tine? Și cum n-ai un sfanț la tine? Cei din preajmă scaldă-ți fac? Cei din preajmă scaldă-ți fac? Și te jeg, te spală bine. Chiar nu o să mă învăț, ne lăud voi fiind scriu, decât miermilor o sfăt. Eu prefer soios, da viu! Cât trăiești poți să n-ai straie, cât trăiești poți să n-ai straie, dar când mori nu știu cum se face, dar când mori nu știu cum se face. Chiar de n-ai avut lăscaie, chiar de n-ai avut lăscaie, s-o găsi cine să te îmbrace. Cu cămașă, pantalon, guleștai și papion, dar eu spun și rupt în coate. Însă viu pe cât se poate. De-aia strig în gura mare, poate să spuie cât o vrea filozoful nu știu care, cum că viața nu-i grozavă, eu o țin mereu pe-a mea, că de moarte nicio grabă, chiar când traiul nu-mi convine. Decât mor tot viu mai bine. Băiete! Ai adus ziarele? Da, nene, păi toate, da. Care-s mai noi? Toate-s noi, nene, Mapamondul, Vocea, Virtutea. Hai, dă-mi-o pe toate. Ține 100. O, 100? Uite, n-am, dar nu o să dau restul, n-am 100. Păstrează. Să rămână, nene, să fie de saptea. Da, să știi că dacă nu-s proaspete... Nu-s proaspete, nene! Mersi. Șarpe? Șarpe! Șarpe! Ce, bă, unde ești, mă? Hai... unde aici? Aici, mă, aici, ce-aici, că mă vezi așa. Bă, tu dormi? Da, dormi. Păi parcă vorbiși. Vorbi? Hai, somnușor. Ce somnușor, mă, ce somnușor, iar ce? Păi dacă zici că dormi, dormi. Dar tu ce faci, hă? Nimic, nimic. Am luat ziarele, mă. Ai luat ziarele, dă-mi și mie unul. Nu scrie nimic de noi. Păi ce, bă, noi suntem Florica Florescu. Dar scrie de Alimănescu. Ce-ai spus? Uite aici, domnul deputat Costache Alimănescu sosește în dimineața asta cu rapidul venind de la Sinaia. Nu se poate. Și mie, care mi era teamă să nu-l trezesc. Au, da eu, că de câte ori vedeam o lumină, credeam că e el. Și când colo... boierul era la Sinaia, la casino. Fiecare cu lovitura lui. Ce lovitură, bă, ce lovitură? Că noi ne-am pus pielea la bătaie, iar dumnealui o fi ridicat dintr-o dată milionul la ruletă. Riscurile meseriei. Așa e, mă. Dar știu că nu o să-i fie bine când o sosi acasă și o vedea. Oh. Tu, ai dormit ceva? Nu prea. Oh. Am făcut o cheiță nouă, că pe ailaltă am rupt-o. Da, dracului, parcă ai fi inginer. Și ce crezi, mă? Că nu puteam să fiu? Și atunci de ce nu te-ai făcut-o? Și cine mai descuia biroul domnului deputat? Da, am mers strună! Păcat de bietul câine, mă, Broscă. Ăla din față era o mândrețe și avea niște ochi. Dă om! Mi se rupe inima de el, nu alta. Ți se rupe inima. Ei, sunt niște sluși proaste, mă, Șarpe. Gata să mă rog când pentru stăpânii. Dar era frumos, mă, al dracului. Era frumos. Parcă noi nu suntem frumoși, mă, Șarpe. Da. Nu suntem și noi tot niște câini? Câini? Dar ce, o mușcat pe cineva? Nu, bă, dar și noi nu ne punem pielea la bătaie pentru Teofilos? Da, mă, fraier, mai suntem. Ne duce asta cum vrea el. Vezi? Asta-i ciudat. Ce? Că ți se pare că ne duce cum vrea el. Păi și nu e așa? Nu. Dar cum? Ne duce cum vrem noi? Vorbiți mai mult de o groază. Ce e cum vrem noi? Păi spune-mă tu, că Angelica nu e să spui. Cine te-a mânat pe tine aseară la lovitură? Ți-a poruncit-o Ofilos? Păi nu. Păi vezi, că dacă nu vroiai, nu vroiai. Dracu să ia de meserie. Ce meserie, mă? Păi meserie, mă. Dar și Angelica, știu că a luat la Flori. Oh, i-a stricat grădina omului. I-a făcut cinste. Ce i-a făcut, mă? L-a onorat. Tu ai urezi? Deloc. Păi ce laudă mai mare poate fi pentru cineva care are o grădină cu flori așa pe gustul lui, decât să vie un hoț care să-i fure banii, bijuteriile și vultile de veste și să nu plece până n-a luat și un braț de flori. Adică o atenție deosebită. Pentru florile alea, știi cât am tremurat eu? Da, eu că a fost cam răcoare. Dintr-o clipă într-alta a putea să se trezească cineva și ne lua mama dracului pe troți. Da, nebună mai e și Angelica asta. Tu știi de ce îmi pare mie rău dacă se mărită Angelica? Da, se mărită pe dracu. O să știe. Știi de ce? De ce? Că fără ea mă tem că nu o să mai pot lucra așa bine. Da. Nu înțeleg. Vezi tu, mă, șarpe, în noaptea asta, ca și într-alte dăți de alminteră, am lucrat bine, fiindcă știam că dacă mă prinde, o prinde și pe ea. Cum pun un pas, cum fac o mișcare, le fac toate cu atâta grijă, nu de pielea mea, ci de-a ei, mă, pricepi? Nu. Ei bine, unde mi-e grijă de ea, nu greșesc niciodată. Tot ce fac, fac bine. Și dacă ea nu o să mai lucreze cu noi, nu o să mai împese, și o să greșesc. Da, ulciorul nu merge de multe ori la apă. Ba merge, șarpe, merge. Numai să fie apă în el. Că Angelica asta e pentru noi. Pentru mine cel puțin. Mă, broasco, te pomenești că tu ești îndrăgostit de Angelica? Cum e Angelica, alta nu mai e, fiindcă i-ai făcută doar din dragoste. Eu trăiesc, măineică, numai pentru ea, și în foc de mi-ar cere, eu m-aș arunca. De-aș putea să îi spun, Angelicofă, hai să vii, te fac nevastă, dar mi-e târșăvă. De-aș putea să îi spun, Angelicofă, hai să vii, te fac nevastă, dar mi-e târșăvă. Poartă în privire toată viața mea, când nu-i lângă mine, nu-mi vine asta. Îi suport ca umbra, mofturi și nărav, de nu este bine, eu sunt cel bolnav. De-aș putea să-ți spun, Angelicofă, hai să mi te fac nevastă, dar mi-e târșăvă. De-aș putea să-i spun, Angelicofă, hai să mi te fac nevastă, dar mi-e târșăvă. Cum e Angelica, alta nu mai e, fiindcă i-ai făcută doar din dragoste. Bună dimineața! Bună dimineața! Cine o mai fi șaiuritul ăsta? Un frac și gambetă? Un bețivan? Vă rog, dumneavoastră sunteți patronul? Da, eu. Eu. Adică noi. Așa, așa. Adică dânsul. Căutați pe cineva? Nu, adică da. Aveți o sală de biliard? Doriți să jucați biliard? Dacă se poate. Sigur că se poate, domnul. Sala de biliard e acolo. Da, pe care ușă? Pe cea din stânga? Da, mulțumesc foarte mult. Nu aveți de ce. Atenție, bilele și tacurile sunt dincolo. Da, vă mulțumesc. Să știți că le-am văzut de cum am intrat. Dacă nu vă supărați, nu știți când sosește rapidul de dimineață de la Sinaia? A sosit acum 10 minute. Am venit cu el. A, da? Da. De la Sinaia? Da. Cu rapidul de azi dimineață? Da, domnule, da. Iertați-mă, dați-mă, permiteți. Broască! Broască, m-a urmărit careva! Unde m-a Acolo, dar mare scofală n-a fost. Doar 300.000 plus brățările alea. Ales Evangelica. Evangelica se gătește pentru fante. Dar când o vedea că nu vine... Și dacă vine... Las o baltă. Vezi mai bine ce face omul nostru. Domnii doresc o jamaică? Botezată cu apă? Da! Nu, adică da. Da? Da sau nu? Da, mă rog. Poftiți, poftiți aici! Da, mulțumesc, mulțumesc. Și spuneați că veniți de la Sinaia? Da, da, da. Cu rapidul de 7? 7 fără 25? Noroc! Noroc, noroc, noroc. Și... locuiți în capitală? Bineînțeles, bineînțeles. A spus ceva că n-am auzit. Nu, 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 adică mă gândeam. Da, da, e clar, e bine. Dacă aș avea eu bani așa ca... Da? Ca mine, probabil. Da, ca dumneavoastră, da. Iertați-mă, tinere, ce-ați face cu ei? Sunt curios. Nu, nu, sincer. Sincer? Păi așa, nu știu, mi-aș lua o căsuță. Pe undeva... pe la margine, într-o mahala. Mahala, sigur, sigur. Toată copilăria mea a fost acolo și mi-a rămas un gust așa de-l simt pe cerul gurii nu alta. Așa e, gustul salcâmii. Da, 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 un gust de salcâmi înfloriți primăvara, da. Apoi de gutui toamna. În mahala mă simt nițel la țară, nițel la oraș. Te cunoaște toată lumea, te știe, te salută, te vorbește. Ești prieten cu toți negustorii, cu popa. Și când vrei să nu te mai cunoască nimeni, te urci în tramvai și te duci până în centru. Ești altul și mereu tu. O lume aici acasă, o lume dincolo, în oraș. Mi-aș lua o căsuță. O căsuță cu flori multe, undeva la mahala, cu grădină și cu curte, pe o stradă cu cișmea. O căsuță mititică, undeva la mahala, dar să aibă și o pisică sau mai multe la o adică, și să fie casa mea. O căsuță rătăcită, undeva la mahala, și cu gardul din cătine, să nu intre nimenea. O căsuță ca o floare, undeva la mahala. Cât mi-ar fi jalea de mare, eu aș ști o trecătoare și de ea nu mi-ar păsa. O căsuță cu flori multe, undeva la mahala, cu grădină și cu curte, pe o stradă cu cișme. O căsuță mititică, undeva la mahala, dar să aibă și o pisică sau mai multe la o adică, și să fie casa mea. O căsuță cu flori multe, undeva la mahala. Doar atâta să am neică, că apoi dracu să mă ia. Cred că nici în parcul cel nou de la șosea n-ar fi rău sunt niște străzi noi. Da. Abia s-au tăiat, da. Eu pe acolo stau. Da? Da, da. Pe ce stradă? Pe nu cred că le cunoașteți. Ce ziceți? Strada Garibaldi, poftiți. Pe acolo ați găsit ceva ieftin și frumos. Aș crește multe pisici. Da. Știi, e boala mea. Îmi place să am pisici. Dar de ce? Câine nu vă plac? Nu, mersi, nu am. Păcat, pentru că am doi câini lupi, o frumusețe. Să vă trăiască și să vă crească. Nu cumva aveți și flori? Flori? O aleie întreagă, trandafiri. Îmi plac foarte mult trandafiri. Și mie. Dacă știam... Ați fost pe acasă acum, după ce v-ați înfrâns de la Sinaia? A, nu, nu, nu. Acum mă duc. El e deputatul. Fugi, domne, de aici. Dacă spun, el e. Iare, iare, ce-i să-l Universale, iare, iare, stai, bate, frate, iare, iare, stai, cine se bate? Genii-i face splendoare, eu sunt totul dacă apare. Palpitante știri confuze, dar pardon, domnul, să-mi scuze îndrăzneala, criminale. Arati și epocale. Iare, iare, cine se bate, iare, iare, cine universale, iare, iare, stai, bate, frate, iare, iare, stai, cine se bate? Iată lumii fără ziare, tare ar fi plictisitoare. Nici o bârfă! Că doamna X e bârfă! Că ministrul cu tare iar a plecat la plimbare! Toate manii statului! Dar a plecat capului! Ziare, ziare, senzaționale! Ziare, ziare, universale! Ziare, ziare, bate, frate! Ziare, ziare, cine se moare? Ce rușine! Dimpotrivă! Un nord în derivă! În Zanzibar cu străinii! Au văzut toți piguinii! Moare papa! Moare papa! Cine toarnă, ăla scapă! Extenia nu-i bine! Scade prețul la anive! Aurul ce curs mai are? Cum e bursa în lumea mare? S-a văzut la creștereu! Indicat moșuleu! Ziare, ziare și senzaționale! Ziare, ziare și universale! Ziare, ziare, dar cu bate tare! Ziare, ziare, dar și se bate! Mă, firar, măsa dracului, ai auzit, broasco? Ce frică și nu că mi-e frică, dar vreau să zic că am avut o baftă rea. N-ai ce-i face. Mai devreme, ori mai târziu. Noroc, băieții! Ia uite, domne! Mai să fie! Țoare ți-ai tras, mage! Mă, mâna, doamna! Mișto, nu? Ce ziceți? Prima întâia! Ia vedem cu aceste ginim! Mai bine, bă! Mamă! Îți place, broască, hă? Ia uite, mă! Mă, să fie al dracului, parcă ești o cocoană! Auzi, tu să nu râzi de mine, da? Ce să râzi, fă, ce să râzi! Hai zi, vă place, hă? Hai, lasă, lasă! Auzi? Tu știi cine-i dincolo? Cine, mă? Un în frac. Și? Sosit acum de la Sinaia. Păi și să fie de bine. Da? Știi? El stă aici, în capitală. Păi și ce-l opresc eu? În parcul cel nou de la șosea. Pe nu mai spun. Pe strada aia Garibaldi, aia. S-a închis. Să moară norocul dacă te minți. Broască, e adevărat, mă? Da, e unul acolo. Un aiurit care spune că stă pe acolo. Ce tot vorbiți voi, mă? Păi și? Nimic. Asta e. Și dacă... Așa am spus și eu. Eu mă duc să văd. Mangelico, ai grijă, fă. Ce mai vrei, mă, ce vrei? S-ar putea să fie ăla. Prea să lovesc toate. Știi că boierul nostru azi noaptea a fost la Sinaia și s-a întors azi dimineață. Să fie sănătos. Auziți? Eu mă duc să-l descos. Voi așteptați-mă aici. Na! Ține broască blănile astea. Da, și mănușile și brățara. Asta nu, brățara nu. Și lăsați pe mine, dacă nu mi-o spune, și laptele de la sub de la măsa. Mangelico, ce? Să le iei subțire, bă. Nu așa. Tu să-l înveți pe băiatul lui tactul, da? Fiți atenți, dacă nu ieși într-o jumătate de ceas, să știți că-i lată. Mangelico. Ce, mă, ce? Și dacă nu ieși? O să ne vedem la pârnaie. Bună dimineața! Bună dimineața! Dumneata jucai biliard aici? Da, eu. Singur? Singur, e obiceiul meu. În fiecare dimineață, în loc de alt sport, joc o partidă de biliard. Singur? Singur. Și și cum am întors tocmai acum de la Sinaia. Ah, vii de la Sinaia? Da, de la Sinaia, era ora mea de biliard, m-am oprit aici și am intrat să joc. Singur. Singur. Auzi, fumezi naționale? Nu prea sunt fumător, dar foarte mulțumesc, stimată doamnă. Nu sunt doamnă. Iertați-mă, ori sunt tare. Iertați-mă, stimată domnișoară. Nu sunt nici domnișoară. Da. Știi ce? Zi-mi Angelica. Și zi așa, singur. Dar nu mai e până a zănit dumneavoastră, domnișoară Angelica. Angelica. Erau aici doi domni. Poate că dumneavoastră îi cunoașteți mai bine. Eu îl cunosc pe patron, e prieten cu mine. Numai unul e patron. Da, probabil cel îndrăgostit. Ce face? Ți-o minte că unul din ei era foarte îndrăgostit. E zău că nu pricep. Și ceva mai mult, aș putea să jur că era îndrăgostit de dumneavoastră. Lați-o bună, de mine! Nu-și, domnule, de aici! Ce-ați venit? Aveți dreptate, iertați-mă. Dar știți, în fond, fiecare din noi iubește o femeie. Una singură. Bei un coniac? Lăsați, mă rog, acum... Ce? N-avea grijă, sunt aici ca la mine acasă. Hai, noroc. Noroc. Zi mai departe, ha? Ziceai că iubești o femeie. Da, așa, am uitat. Da, vedeți, stimată domnișoară, un bărbat nu iubește, adică un bărbat nu poate iubi decât o singură femeie. Tot ce se poate spune despre infidelitatea bărbaților, despre Don Juan... Despre cine? Despre Don Juan. Don Juan, nu cunosc, nu știu. E cu atât mai bine. Cum vă spuneam, nici Don Juan nu a iubit mai multe femei. Tot pe una singură. Nenorocul lui a fost că n-a găsit-o și a căutat-o în toate. Vai de viața lui. Așa zic și eu, vai de viața, bravo, uite aici. Și acel bărbat se vedea că este îndrăgostit de dumneata. Păi bine, domnule, păi... Și atunci de ce nu mi-a spus-o? Unei femei pe care o iubești nu-i spui te iubesc. Cum adică, domnule, să iubești o femeie și să nu-i spui pe cum vine asta? Da, adevărate iubite, nu-i spune niciodată te iubesc. Că nu e nevoie. Vede ea bine și singură, știi? Nu țin minte cum arăta domnul patronul acela, dar țin minte că era atâta dragoste în trânsul pentru dumneavoastră. Ascultă, domnule, băiatul care mă iubește pe mine mi-a spus-o. E un domn din lumea bună, așa ca dumneata. Nu e un golan ca ăștia pe care i-ați văzut pe aici, sau ca Don Juan ăla al dumitale. Poți să fii magnificul Don Juan sau un prăpădit umil și sărman. Când inima oftează, haina nu mai contează. Poți să ai fireturi de mareșal sau poți fi sărac în ultimul hal. Fără vreun temei în fața dragostei, toți suntem egani. Auzi, nu te supăra așa că te întreb, dar din ce trăiești dumneata? Eu? Din curiozitate. Te-au întrebat așa că prea le știi pe toate. Și zi așa, dacă un bărbat îmi spune că mă iubește, atunci nu mă iubește, a? Dacă nu e cel care vă iubește, atunci nu vă iubește decât pe jumătate, fiindcă îi aduceți aminte de cineva. Când iubim mult, dragostea asta mare rămâne noi și nimic nu o poate șterge, nimic. Cum era cazul domnului acela... Care domn, domnule? Șarpe? Nu șarpe, cealaltă retilă, zi-mi cum e... Broască? Probabil. Te ești sos de rege și chiar mai mult, mult prea știutor sau de ești în cult. Când inima oftează, haina nu mai contează. Poți să fii celebru și cerebral sau să duci o viață de animal. Fără vreun temei în fața dragostei, toți suntem egali. Bine, dar eu nu-l iubesc. Adică nu m-am gândit niciodată. Mi se pare că nu-l iubiți, stimată domnișoară. De gândit nici vorbă nu v-ați gândit. Dar ați simțit. Eu? Ați simțit iubită de el și poate și dumneavoastră. Eu pe broască, fugi, doamne, de aici. Păi iubitul meu, dacă vrei să știi, e înalt, zvelt, elegant și poartă baston cu mâneri de aur și de chihlimbar. Și are o mustață ca mătasa porumbului. Aoleu, atât de frumos, iubitul meu. Poți să ai bastonul de chihlimbar sau să n-ai descaie în buzunar. Când inima oftează, haina nu mai contează. Poți să ai palate sau să nu ai, poți să ai de unde sau nu să dai. Fără vreun temei în fața dragostei, toți suntem egali. Dumneavoastră credeți că îl iubiți pe domnul acela de porumb, adică vreau să zic... Mustața ca mătasea porumbului. Mă rog, dar în fond îl iubiți pe domnul Broască. Na, știi că asta e bună. Acum chiar că nu mai înțeleg nimic. Da, domnișoară, dumneavoastră îl iubiți pe domnul Broască, dar l-ați dori la înfățișare altfel, așa cum arată domnul acela cu porumbul de mustață, cu măstața de porumb. Ca mătasea porumbului, domnule, ce... Știți că și eu v-aș putea iubi? Domnule, dumneata ești de la poliție, ia zi pe drepte. Nu, domnișoară, nu. Dar din ce spuneai că trăiești? Din curiozitate. Și ziceți că m-ați putea iubi? Pentru că mi-aduceți aminte de femeia pe care am iubit-o eu. Dragoste unică. Păi și? A murit? N-am murit, cum o să... n-am murit, ne-am despărțit numai. A, nasol. Păi și de ce ai lăsat-o să plece dacă o iubeai? N-am lăsat-o eu. Și mai nasol. Pardon? O tâmpită. Poftim? Tâmpită, domnule, păi dacă a putut să se despartă de dumneata care o iubeai. Dar nici ea nu m-a lăsat. Păi și atunci cum? O dragoste mare, ca un fel de o travă pe care o purtăm în noi și de care nu putem să scăpăm. Uite, a rămas așa în mine. Și o iubeai mult? Cât se poate, iubind o singură viață, era unica frică a unor oameni bogați. Auzi, auzi. Las că nici cu mata nu mi-e rușine. Sper, mă întreb, că vreau să spun că am întâlnit-o la un bal, la curtea regală. Eram sus pe scări, mă uitam. Din clipa în care am văzut-o, am știut că e dragostea aceea unică, acea povară dulce, dulce, de care nu putem scăpa niciodată. Păi și v-ați luat? Și ce să fie? Păi, adică v-ați cununat așa cum trebuie, cu lămâiță, cu foc. Da, ne-am căsătorit. Și v-ați iubit. Enorm, enorm. Eu am făcut o casă mare și frumoasă. Unde credeți? În parcul cel nou de la șosea. Da, i-am mobilat casa așa cum a vrut ea. Tablouri aveam chiar când intrai așa. În fine, i-am luat și doi câini lupi pe care îi adora. I-am luat haine, blănuri, bijuterii. Am voiajat în toată lumea, dar mereu ne întorceam unde credeți? În cuibușorul nostru de dragoste, da? Cum îi spunea ea, cuibușorul meu, și acum o aud în urechi. Unde ar fi trebuit să fim fericiți până la adânci bătrâneți? Dăm-o națională. Ia, domnule, de aici. Soarta ne-a fost împotrivă. Dăm și un foc. Ia aici. Zi. Hai și zi mai departe. Așa. Dar soarta ne-a fost împotrivă. Într-o zi, nefericită zi, am aflat că duce cu ea o boală incurabilă și că zilele sunt numărate. Boala fiind contagioasă m-a părăsit. De ce crezi? Ca să nu mă îmbolnăvesc și eu. E de atunci pentru mine viața s-a terminat. Trăiesc așa, așa ca fum sau cum se spune, cum mă duce varba. Păi și ea? Ea a dispărut. Ca și cum ar fi murit. Păstrez doar în minte imaginea ei, iar în biroul meu singurele obiecte care mă leagă de ea pe vecie. Ce crezi? Brățări, o pereche de cercei cu diamante, inele cu pietre prețioase și un lănțișor de aur într-o casetă de aluminiu, pentru că atât mi-a rămas de la ea, de la marea dragoste. Păi și acum? În afară de ce acum ce? Păi acum ce faci? Fără ea, fără casetă, fără bijuterie? Păi nimic acum, ce să facă? Adică eu sunt cu ea în mine, adică în inimă. Ce, nu se vede pe fața mea? Se vede. Se, domnișoară. Dacă ați ști cât semănați cu ea. Domnule, eu cred una și bună. Pogagica adevărată nu asemui cu nimeni pe lume decât cu ea. Mă înțelegi? Da, pe așa trebuie să fie. Așa e. Adică dacă tot ce mi-ai vrăjit mie până acum e adevărat, vreau să zic, una arată omul și alta gândește. Vai ce ușor îmi spune o haina cu este și cum este acela și a vieții lui poveste. Acesta e un poet, ros într-un cot pe masă, acesta e mai gras ca haina lui de acasă, acesta e nervos și și-a mâncat manșeta, iar doamna să slăbească merge cu bicicleta. Acesta e un domn bine, cam demodat la minte, și aceasta e o fată care nu-i prea cu minte. Poți să fii magnificul Don Juan sau un prăpădit umil și sărman. Când moartea te curtează, haina nu mai contează. Poți să ai fireturi de mareșal sau poți fi sărac în ultimul hal. Toți în fața ei, toți în fața ei, toți. Toți suntem egali. Odată haine alese și odată cumpărate, nu pot fi împrumutate, chiar dacă nu-s purtate. Alegerea se face pe placul tău oricând, iar de ele poartă altul, îi dai ce porți în gând. Așa apar în viață intruși, hoți și fame, și așa se cuibărește minciuna printre oameni. Minciuna cea mai mare îți pare fără pată, de o judeci după haina cu care e îmbrăcată. De ești sos de rege și chiar mai mult, mult prăștiutor sau de ești din cult. Când moartea te curtează, haina nu mai contează. Poți să ai bastonul de chihlimbar sau să n-ai rescaie în buzunar. Toți în fața ei, toți în fața ei, toți. Toți suntem egali. E moda trecătoare și moda iar apare, dar de nu știi să o porți, e tragedie mare. Eu am purtat și haină mai lungă și mai scurtă, și haine pentru oase și haine pentru burtă. Am îmbrăcat și haine de zi și pentru seară, și pentru viața bună și pentru viața amară. Și am ajuns acum să spun după o viață că omul face haina, nu invers cum se învață. Poți să ai palate sau să nu ai, poți să ai de unde sau nu să dai. Când moartea te curtează, haina nu mai contează. Poți să fii celebru și celebral sau să duci o viață de animal. Toți în fața ei, toți în fața ei, toți. Toți suntem egali. Bună dimineața! Bună dimineața! Unde e patronul Cârciumii? Aici, aici, domnul șef. Te-o fie că ce-i face? Să trăiți, să trăiți, poftiți, poftiți. Domnul, am atare bastonul ăsta? Da. Da, da. Dumneata ești patronul? Trebuie să fie de aur bastonul. Da, o parte din măciulie. Și din chihlimbar? Din chihlimbar, cealaltă parte din măciulie. Și aveți o mustață? Ia. Stați, domnule, ca mătasea porumbului. Da, și ce-i cu asta? Nimic, semănați cu un prieten de-al meu. Broască! Broască, ia uite și tu la domnul! Da, al matale e bastonul ăsta? Da, trebuie să fie din aur. Din aur o parte din măciulie. A, și din chihlimbar? Din cealaltă parte din măciulie. O, monsieur, ce mustață aveți! Iar, domnule! Da, ca mătasea porumb. Așa. Da, voi, și ce-i cu asta? Da, nimic! Nu m-am enervat. V-ați enervat? Nu. Păi atunci, vă rog, Broscu, hai bă afară. O caut pe Angelica. Da, te-am așteptat ieri, toată ziua te-am așteptat, până noapte. Da? Da, credeam că nu o să mai vii. Dar cum să nu viu, dar se putea să nu viu. Nu se putea, dar era mai bine. Ce-i cu astea pe tine? M-am gătit pentru tine, m-am gătit. Nu era nevoie, tu ești frumoasă oricum. Eu sunt frumoasă. Stai și ascultă-mă. Ascultă-mă, Angelica, ascultă-mă. Tu ești iubita mea. Iubita ta? Da. Dar de ce spui asta? Ce? Că mă iubești. Dar ți-am spus-o de atâtea ori. Dar de ce mă iubești tu? De ce? Cum de ce? Când îmi spui că mă iubești, simt cum lațul îmi strânge gâtul și cum fără de răgaz moartea-mi ține în mâini urâtul. Vorba ta de ar minți eu m-aș sfârși. Când îmi spui că mă iubești, parcă se sfârșește viața. Mă topesc ca noaptea-n dor, când o învinge dimineața. Gândurile greu mă dor și încet eu mor. Când să-mi spui că mă iubești, vorba ta în mine sapă și în suflet un pământ se deschide parcă o groapă. Simt cum intru în mormânt de dragoste. Adică de ce mă iubești, vreau să zic? Mangelica? Mangelica? Ce? Vreau să fii nevasta mea. Ce, mă? Nevasta ta? Da. Ui-mă de aici, că ai miros de mincinoși. Nu, bine, bine, dar eu să știi că nu mint. Tu? Tu nu trebuia să vii, auzi? Eu n-am ce să caut cu tine. Nu. Să știi că dacă mă târăsc așa, să știi că inima mea e ceva frumos. Da. E nădejdea că într-o zi o să ies și eu dracului de aici. Să sper în ceva, nu, să aștept pe cineva, pe cineva ca da, tine. Da. Și acum vii tu să-mi spui că să-ți fiu nevastă. Da, da, eu, da, da, nevasta ta. Da, tu nevasta mea. Nu, nu se poate. Nu, nu, nu. Hai, gata, gata. Mangelica, 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 nu ești tu iubita mea. Eu? Da. Fugi-mă de aici. Tu nu te uiți, mă, la mine? Nu vezi ce sunt? O târâtură, o nimica, nu, o hoață. Ți trebuie una din lumea bună, de seama ta, așa, o domnișorică de alea bogate, cinstite. Nu. Ce să faci, mă, tu, cu una ca mine? Nu mai vorbi așa, eu pe tine te iubesc. Chiar dacă s-o hoață? Da. Bă, astea de pe mine-s de furat, știai? Ce? Nu vrei să te audă? Lasă, n-avem nicio grijă. Cu ei împreună am fost. Sunt tovarășii mei. Ia ca și bani, coa. Și el, domnul patron, Teofilos, el e șeful, gazda hoților. E nebună, domnule. Lasă, că nu-i nimic, toate au să se aranjeze. Să se aranjeze, mă. Da, la nevoie le restitui eu proprietarului toate astea. Ce face, mă? Munca mea? Păi tu știi cât mi-a costat pe noi asta? Câtă suferință și câtă lacrimi. Pentru tine asta nu fi nimica, mă. Dar pentru noi, tu nu înțelegi, mă, asta. Altul în locul tău, prostule, ce ești, m-ar fi cărpit. Dar cum să te cărpesc? Dar nu e nevoie să te cărpesc. Vedeți? Asta e ciudat. Ce, mă? Că nu era nevoie. Mangelica tot n-ar fi venit cu el. Ia! Domnule! Da? Domnule, ia vină, domnule, încă lasă biliardul ăla. Da. Vină și ascultă aici mai bine. Da. Uite, ce să ne vrei? Lucrurile astea sunt ale dumitale. Na! Poftim? Lucrurile astea sunt ale dumitale. Scuzați-mă, domnișoară, dar nu înțeleg nimic. Păi lucrurile astea, domne, lucrurile astea sunt ale dumitale. Ce lucruri? Păi, domne, măruțișurile astea, nu le recunoști? Ia uite-le. De unde? Păi asta cum îi cheamă? O vulpe albastră, nu e dumitale? O coșetă de crocodil. O brățară albastră cu patru smaragdi. Sunt ale dumneavoastră, sunt ale dumneavoastră. Ale mele dacă sunt ale domnișoarei. Ia uite, mă, nu e el. Broască, dă-i-le. Păi dacă nu e el... Mangelica, stâmpără-te! Nu te amesteca! Tu nu ne dai, tu ne iei tot și de-aia o să rămânem tot. Ia! Nici o mișcare, mâinile sus! Domnul comisar au recunoscut! Percheziționează-i! Hai nu te mă pinge! Hai dracu! Careva să zică tu ești... Ia să vedem noi! Nu cumva și mustața e falsă? Păi bineînțeles, e falsă. Ia uite, ia priviți, mă, tasa porumbului. Era lipită, ca la teatru. Hai, gura, la perete! Gura, la perete! Toată la perete, gura la mine! Cu săceara lui, ca mă, tasa porumbeaz, mă! Mi-au dat și lacrimile de atâtoare. Acum nu mai mormă după mine, copoi caragioși. Hai, gura a spus! Gura, tăceați-ar păsările de pe mormânt să stacă. Să știi, domnule, că aveai dreptate, dumneata. Uite, nu mă iubea ticălosul ăsta, caragiosul ăsta. Dacă îmi permiteți, domnule... Da. Cine sunteți dumneavoastră? Inspectorul Stavrică din Siguranța Generală a Statului, Brigada Judiciară. Dar dumneavoastră? Actele, ia, actele vă rog. Poftim. Alimănescu. Domnul deputat Alimănescu? Cum? Chiar dumneavoastră sunteți? Chiar eu. El e, mă! Dumneavoastră sunteți? Chiar dumneavoastră personal? Ce anume? Adică victima... Victima? Care victima? Vreau să spun păgubașul. Păgubașul? Nu înțeleg. Păi spargerea! Spargerea și furtul de azi noapte de la locuința dumneavoastră. La locuința mea o spargere, vai de mine, dar nici nu știam. Voi, dar acestea sunt lucrurile furate, blănurile, bijuteriile. Asta, dați, domnilor, că trebuie să fie o eroare la mijloc. Domnișoara și cu domnii au fost invitații mei azi noapte la mine acasă. Exact! Da, nu? Așa e. Dar nu, dar credeai, măi, șefule, noi suntem... prieten vechi cu ministrul. Am petrecut împreună toată noaptea acasă la mine, iar la plecare am și băut, iar la plecare i-am invitat pe oaspeții mei să-și ia câteva amintiri de la mine. Știți? Ieri a fost ziua mea. Ziua? Ziua dumneavoastră? Da, da, da. La mulți ani, domnule ministru, la mulți ani. Domnule ministru, atunci înseamnă că toate lucrurile astea... Da, da, sunt cadouri, sunt cadouri. Vă rog să rețineți declarația mea. Domnișoara și cu domnii au fost invitații mei aseară, iar la plecare le-am făcut unele cadouri, adică obiectele de față. De bună voia domniei voastre. De bună voia, sigur. Atunci, domnișoara și cu domnii sunt liberi, nu? Da, 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 dar vă rugăm să semnați declarația, știți? O mică formalitate în interes de serviciu. Să semneze aici și copoii cu ce oameni îmi plac mai. Da, vă mulțumim, domnule ministru. Numai un cuvânt, domnule inspector, un cuvânt. Stabrică, domnule inspector Stabrică. Stabrică, Stabrică, mi-e cunoscut numele, în fine. Dumneavoastră vă dădeați drept îndrăgostit de domnișoara sau erați într-adevăr? Domnule deputat, cum să putea să știți? Noi, e un interes de serviciu. Mulțumesc, domnule inspector. Puteți pleca. Mulțumesc. La mulți ani încă o dată, domnule. Îmi pare rău, domnișoară. Te iubea numai în interes de serviciu. Vedeți? Asta-i ciudat. Ce mă broască? Că te iubea nu doar în interes de serviciu. Da. Și zi așa, șefule. Da. Ne făcuram și musafirii dumitale. Musafiri nepoftiți. Da, și mie mi-a plăcut, vă asigur. Îmi pare numai rău că am sosit în urma invitațiilor. Ce nu, mă, șefule? Adică, pardon, domnule ministru. V-a plăcut, nu? V-a plăcut. Și eu am fost o bucată așa, la mama ei. Dar vorba... Nu, stai așa, stai așa, că nu mă înțeleg. Dar vorba e... Ce-ți veni? Adică vreți să știți cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Am constatat când am sosit acasă că era târziu. Mi-o luase răz dumneavoastră înainte. Ia mai las-o, șefule, cu guangele. O ții una și bună, că ți-am luat-o înainte, că parcă ți-am furat pontul. Cam așa e, cam așa e. Păi cum? Adică foarte bine, pe vedeți? Vedeți ce nu înțeleg eu, fiindcă am impresia că lucrați de multă meserie, nu? Da, așa cred și eu. Păi tocmai de aceea nu înțeleg cum se poate ca oameni ca dumneavoastră, care nu sunteți niște debutanți. Cine ce e debutant? Așa, nu înțeleg cum se poate ca oameni ca dumneavoastră, care nu sunteți niște cum ați spus? Niște agiamii. Deci nu înțeleg cum oameni ca dumneavoastră, care nu mai sunteți niște debutanți agiamii, să puteți crede că există pe lume vreun ministru care să ia parte unor hoți. Și încă unor hoți care l-au vizitat chiar pe el. Păi tocmai asta spuneam și eu. Cum se poate? Atunci ce-ați crezut dumneavoastră? Că se poate aranja totul așa din senin? Da. Păi nu se poate deloc. Nu știu dacă ați auzit dumneavoastră de Florica Florescu. Cum să nu? Dar ce-ar face? Florica Florescu. Are. Ce? Îmi permiteți puțin. Eu sunt Florica Florescu. Tu ești Florica? Extraordinar. Eu sunt. Pot să vă ating? Am evadat acum 3 zile. Știți, eu lucrez în alt mediu, adică în lumea bună. M-am dus la Sinaia, la înălțime, ca să zic așa, la cazinou. Am luat o cameră lângă a ministrului ăsta acum. Alimănescu, da. Se auzea prin ușe tot ce vorbea. Vezi, mă, șarpe. Ministrul ăsta avea încurcături sentimentale. Păi ce? Parcă tu n-ai avut? Păi ce ne-ai spus nouă adineauri cu gagica aia? Las că aia ce vă spuneam eu am citit într-o carte zilele astea când am stat la Sinaia. Aha, dama cu camelii. Deci se auzea prin ușe tot ce vorbeau. Nu era dama cu camere. Vorbeau, dar nu știu cu cine. Dacă ministrul nu m-a lăsat să dorm, în schimb, eu am fost foarte discret. Da. Cred că nicio pisică n-ar fi putut umbla mai ușor de cum am umblat eu. I-am luat hainele, se înțelege, cu portofelul și cu carnetul de cecuri. Unde credeți că am coborât? Am coborât jos încruntat, ca ca un adevărat ministru, pe umerii căruia apasă toate treburile statului, mi-am suflat nasul la ieșire cu toată batista, am răspuns numai cu un deget portarului care se aplecase până în pământ, să trăiți, domnule ministru. M-am urcat în primul automobil, am avut grijă să-i schimb numărul, am ieșit din Sinaia, știți? Am pornit pe București la domnul ministru Limănescu. Așa că tot e un nume, la Limănescu, adică la mine acasă, știți? Ia notițe, bă. Când am sosit, am băgat de seamă că venisem prea târziu. Mi-o luase război înainte. Bravo, bravo băieți, hai, vino, bravo, hai, ai fost mare. Numai ea mai avea ceva de lucru cu flori. Și atunci, ca să nu rămân păgubaș, m-am gândit că v-aș putea fi de folos cu ceva. În calitatea mea de ministru, se înțelege, mă cheamă, cum mi-a zis că e... Așa, și până trece poliția, știți, așa. Spune, drept ce fac, adică, matale ești Florica Florescu. Da, eu sunt Florica Florescu. Eu se înfloresc cu zis Florică și toți îmi știu de frică. Dar nu în Mahara ele floresc cu zis Florică, deci care va să zică să-l trag de partea mea. Eu se înfloresc cu zis Florică, v-am spus că lumea e mică. Vai, cât e de frumos! Ele floresc cu zis Florică, eu simt cum mă furnică de sus și până jos. Și orice s-ar întâmpla, eu port în viața mea doar o soartă și un melon. Dar când revin în Mahala, îmi plânge inima ca orși cărui om. Eu sunt Florescu, zis Florică, tăceți că ne explică ce lovitură a dat. Sunt Florescu, zis Florică, persoana lui implică să fie respectat. El e Florescu, zis Florică, Doamne ferește cică să fii dușmanul său. El e Florescu, zis Florică, felin ca o pisică ce aduce ceasul rău. Și orice s-ar întâmpla, eu port în viața mea doar o soartă și un melon. Dar când revin în Mahala, îmi plânge inima ca orși cărui om. Eu se înfloresc cu zis Florică, servici poate o mastică, nu e pe gustul meu. Eu se înfloresc cu zis Florică, iar eu sunt o gagică și așa vei fi mereu. Eu se înfloresc cu zis Florică, serviți poate o mastică, nu e pe gustul meu. Eu se înfloresc cu zis Florică, iar eu sunt o gagică și așa vei fi mereu. Băi, vedeți? Asta-i ciudat. Ce? Că-i stătea la fel de bine și ca ministru. Dat dracului, mă! Dar cât e el de Florică Florescu, tot i-am luat-o înainte. Dar ne-a ieșit bine la toți! Cum la toți? Noi cu pontul și el cu... Patroane, dar unde e? A plecat! Și marfa în baliză cu el! Mi se pare că numai el s-a ales cu câștigul. Cum numai el? Uite așa bine, fiindcă noi suntem niște păguboși. Noi să fie! Că-mi vine și mie să spun ca tine. Ce? Asta-i ciudat! Oriunde m-aș duce, în orice răscruce-i găsesc. Ei mișună într-una, dar viața tot una trăiesc. Masa cea verde, jucând, ei vor pierde oricând. Și în asta lume, ei nu au un nume nici când. Pe întregul pământ răspândiți, păguboșii. și n-au niciodată. Iar viața le este, iar viața le este, iar viața le este uscată ca pielea. Doar cârciu mai strânge, doar cârciu mai strânge, doar cârciu mai strânge și viața l-o plânge în comun. Ei pierd din plecare, ei pierd din plecare, ei pierd din plecare și nu au scăpare nicicum.